Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Senzația pe care o am astăzi de a fi concurent este de nedescris. În interior meu e un mic copil care face I'm happy today. Simona, cum este să ai o mama atât de tânără? Sunteți ca două surori. Păi, e ceva... Pune și cu rele. Adică, care sunt cele rele? Vrea să vină cu mine la concerte? Și? Și nu să am copii mamei să mă duce la ACDC cu ei? Se duce ea? Acasă obișnuiți să gătiți împreună? Sau este doar bucătăria aia aparține mamei atât? Da, este doamna general. Nu doamna nimeni, general? Da, nu mișcă nimeni, nu mișcă nimic. Nu avem voie înăuntru în bucătărie, eu nu pot să fac un ceai. De pentru ce? Că toate cele patru ochiuri sunt acaparate. Eu sunt taxată pe bucătărie tradițională oltenească. Adică ceaun, lemn de foc, tuciuri, chestii de genul ăsta. O să gătesc cornulețe fragete cu majun. Este o rețetă veche, de vreo 200 de ani, pe care am moștenit-o de la străbunicii mei. Vin, untură și majun. Care nu trebuie să lipsească din umplutură. Asta e tot ce trebuie și mult, mult suflet. Vreau să văd nivelul la care sunt. Din punctul meu de vedere, eu sunt cea mai bună. Punem untură, 200 de grame, vin, 100, sare, după gust, zahăr, 2-3 lingurițe, zahăr vanilat pentru aromă, lămâie pentru aromă și pentru a crește aciditatea vinului, care nu este cum sunt vinurile de la Drăgășani. Am terminat liceul de mecanică, mecanică fină, piese hidraulice și optică la Craiova, după care am urmat alte cursuri de perfecționare. Nu mi s-a potrivit nimic. Am tot schimbat joburile, nu m-am mai regăsit în vânzări și atunci am mers pe hairstyling. Clienții mei sunt tineri. 9 luni a fost cel mai mic client al meu, până la cea mai mare vârstă, dar în general merg pe elevi și studenți. Sunt tineri, vin cu idei noi, nonconformiști, nu vor fiecare să semene, vor altceva, trebuie să creezi pentru fiecare în parte ceva diferit. Pentru mine asta este o provocare. Aș zice acum bucătăria e artă, la fel ca ceea ce fac eu în păr, atâta doar că bucătăria pe lângă artă trebuie să mai conțină și ceva. Dorința de a combina gusturi, de a combina rețete, de a face ceva deosebit. Cornulețele mele le consider cele mai bune, cu siguranță mă vor duce în etapa următoare. Aș vrea să le amintesc de copilărie. Sper să le trezesc amintiri, să se deschidă așa în interior un potop de emoții, să le amintească. Atunci când bunica făcea cornulețe și le cocea în niște tăvi foarte mari, cuptoare. Îmi doresc de foarte mult timp, de vreo 7 ani să ajung. N-am avut curaj niciodată. Mi s-a părut totuși că este mult prea mult pentru mine. Și într-un final am zis, da, eu de ce nu? În interiorul meu, eu cred că sunt un campion și cred că voi reuși. Adică... Să fie cu noroc, poftă bună! Hai mă, zic, Cătăline, ce vine? Un desert lichid. Hai! Aaaa. Formulețe, băi! Când să ghicești, mă, cornulețele. Și înghețată, da, și nucă multă. Cornulețe nu mă gândeam, brat. Ce este? Și vin, bă, ai zis de vin. Uite vin roșie? Am zis desert care curge. Și ai primit vin, bă. Ia uite câtă nucă aici. Începem cu vinul? Nu, mă, vreau să mănânc cornuleț. Da, mă, dar cornulețe cu înghețată? Da, mama, merge. Cu majun, bă. Da, bă, cu majun. A, de ce am luat din aia? E rece, Florin. E cu fistic? E de ment. Ce are, mă, de mentă? Uite, ți-a pus punza de mentă, n-ai înțeles. Era clar, evident. Îmi cer scuze, am venit să iau și un cornuleț cu majun. N-am mai mâncat de când eram mică. La ce înghețată cu mentă? De mentă. De mentă? N-am mai mâncat înghețată de mentă. Vrei să dau farfurie? Dar ce are, mă, că e bună ciocolata? Da. Exact, menta cu ciocolată merge, e perfect. Ia. Îți mulțumesc frumos. Wow. Cornuleț cu majun. Mai vrei cornuleț? Da. Mâncare la nenea. Mulțumesc frumos. Ce-ai cine? Ești gravidă? Nu. Din înghețat aici, cred că e gelatier. Așa cred. Cine să ne gătească nouă cornulețe, Marea? Eu.
Cineva care ne iubește mult, Lodor. Să ne dea și vin așa puțin dulce. E moldoveancă, bă. Moldoveancă? Păi vine de la Focșani, nu vezi vinul ăsta, nu l-ai simțit? Da. Votăm? Da. Vesteți nevoie? Ce vrei, mă, mi-a plăcut Magiun. Haideți, frate, hai! Hai! Bună seara, domnilor șefi! Salut, bună seara, bună seara! Mă numesc Tuparu Simona, sunt din localitatea Grădinari, județul Olt. Păi ce vin e asta? Aceea este o busuiacă de ohotin, este un demi-dulce, să meargă exact așa cum a spus, cu cornulețele. Ați făcut înghețata aici la noi? Înghețata n-am făcut-o la dumneavoastră, din păcate nu mi-a ajuns timpul, n-am avut decât 60 de da, minute. Da, cornulețele le-ați făcut. Dar cornulețele, da. Sigur. Eu garantat. Cu ce vă ocupați, doamnă? Sunt hairstylist. Ah, opa. Da? Da, sunt hairstylist la un salon din Drăgășani. Și cum e viața acolo la salon? E frumoasă. Lume elegantă, doamne finuțe care vor să fie, sunt frumoase și vor să fie și mai frumoase, bineînțeles. Și cu găteala? Este o pasiune a mea, mai veche. Bunica s-a ocupat de noi ca familie, fiind foarte mulți. Se gătea la vatră, cu foc de lemne, se mânca la masă mică, rotundă, scaune. Păi dacă n-aveau gazeci. N-aveau, exact. Și cornulețele astea cum ți-au ieșit așa fragile? Este o rețetă veche, la fel ca și ea după mine, are 200 de ani. Am mâncat tot, serios. Ea are 200 de ani? Da, ea are 200 de ani. Wow, o aveți în familie, presupun. Da, este a străbunicii mele, din partea mamei, la gât am modificat-o eu un pic. Să purta așa, cu un număr gol și acum. Bă, dacă e rețetă veche. Are o sânză, da? Da. De altfel nu se fac cornulețele. Da. Ba, să mai fac, da. Untură, să da. Mai fac. Omul la țară gătea atunci, făcea dulciuri din ce avea. Și bunica îl făcea din untură, vin, dar trebuie un vin un pic acid. Dacă nu este acid, sporim aciditatea cu un pic de lămâie și trebuie să... Dar vin nu știu. Da, se pune. Noi pun, eu acasă, folosesc un vin de novă. Un vin de novă făcut de noi. Foarte multă lume o confundă cu ananas. Și care e diferența dintre ananas și... Nova este un pic mai parfumată și aciditatea e mai mare. Doamna, iertați-mă, știți da, atât de multe despre mâncare și băutură la modul ăsta... În detaliu despre da. Arome, parfumuri. De unde apropierea asta de enogastronomie, de gastronomie? Da, de unde chiar. Până unde? De plăcere și de nevoie. Dacă mergi mai departe, din ce echipă îți doresc să faci parte? Aici e complicată treaba. Unde stii? Succint, nu. Ori nume, ori pas. Nume, pas. Inima mea. Hai, lasă, un nume. Merge către șef Cătălin. Da. Așa vezi. Da, domnilor, îmi pare rău. No offense. Atunci, hai. Atunci, doamnă, la Cătălin să vă duceți. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.